La școala generală Dositei Obradović din Omolița au avut loc competițiile sportive la care au luat parte aproximativ 150 de elevi din școlile din Banatul de Sud. Pentru prima dată la această competiție au luat parte și elevii școlii generale Sfântul Gheorghe din Uzdin. Participăm pentru prima dată la Olimpiada pentru copii. Avem două echipe, clasa 1 și clasa 2, și ne găsim în Omolița. Câți copii participă? Participă cât 12 copii, adică avem 10 copii care participă și 2 care sunt de rezervă. Eu cu prietenii mei am venit la Panșova să luăm vreun loc la Olimpiadă. Ne-am pregătit cu profesorul Togo și am venit aici la Olimpiadă și prima ce o trebuie să facem cu cugicul, după aia trebuie să sărim pregredă ca broscuța, după aceea trebuie să ne tragem pe subt un tunel. Toți elevii participanți s-au bucurat de noi prietenii. Școala Generală Sfântul Gheorghe din Uzdin a fost unica școală participantă la care învățământul se desfășoară în limba română.